Vacanța de toamnă a elevilor ar putea fi prelungită până la 7 noiembrie. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a recomandat Ministerului Educației și Cercetării examinarea posibilității extinderei vacanței de toamnă pentru elevii din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, din localitățile cu prag roșu de alertă. Potrivit deciziei, este vorba de unitățile administrativ-teritoriale de nivel întâi și de nivelul al doilea, printre care municipiile Chișinău și Bălți și Utagăgău în care este stabilit pragul roșu de alertă. Anterior, autoritățile au decis prelungirea vacanței de toamnă până pe 31 octombrie pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, asigurarea profilaxiei și securității în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.